de la Pesah la corturi provocarea calendarului des pentru adevăratul șabat și calendarul scripturii acest articol dezvăluie că atunci când se utilizează zilele de sărbătoare tradiționale și șabatul scriptural, acestea sunt localizate în mod constant, numărând de la lună nouă, ceea ce înseamnă că nu numai zilele de sărbătoare sunt lunare, ci și adevăratul șabat din ziua șaptea. S-a descoperit de asemenea că Menora punctează amplasarea consecventă a acestor două date specifice de sărbătoare lunare, ca având loc în șabatul lunar din ziua a șaptea, la 15 -a dintre lunile respective, la o distanță de 6 luni. O realitate care nu poate fi realizată niciodată cu un calendar fraudulos. Punerea temeliei. Realitatea fundamentală a prezentării acestui articol se găsește atât în lucrările istorice ale lui Filon, cât și în cele din Leviticul 23, pentru comparație. Așa că vom începe cu uh, celebrul citat, care stabilește aceste două cele mai mari festivaluri în primăvară și toamnă și legătura lor constantă cu șabatul zilei a șaptea din data de 15 lunii lunare respective la șase luni una dintre ele. Dar zilei a a săptămânii el, Iahu, a atribuit cele mai mari sărbători celei de, de a ce mai, cea mai lungă durată în perioadele echinocțului, atât de primăvară cât și de toamnă în fiecare an, desemnând două sărbători pentru aceste două epoci, fiecare durând șapte zile, cea care are loc primăvara fiind pentru desăvârșirea a ceea ce este semănat, iar cea care cade toamna fiind o sărbătoare de mulțumire pentru aducerea acasă a tuturor fructelor pe care le-au dat pomii. Referindu-ne la citatul de mai sus, să ne uităm cu atenție la ceea ce spune Filo. Dar pentru a șaptea zi a săptămânii, el a dat cele mai mari sărbători. Cu alte cuvinte, cele mai mari, cele mai lungi sărbători au fost atribuite șabatului zilei a șaptea. Apoi, deloc întâmplător, Leviticul 23 cu 6 identifică că această sărbătoare de șapte zile de primăvara a zimilor începe în mod constant din seara de 14 cu a 15-a de la luna 9, care urmează în mod constant a doua zi după Pesahul din 14. Știați că timp de 40 de ani la rând israeliții au fost răniți cu mană în pustie și au sărbătorit Pesahul în ziua de 14, a doua zi a 15 a fost întotdeauna șabatul de ziua 7 șaptea. Apoi 1500 de ani mai târziu, mașia al nostru a murit pe stâlp pentru tine și pentru mine, la Pesah, în a 14-a zi numărată de la luna nouă. Chiar a doua zi a 15-a, el a rămas în mormânt pentru ziua șabatului din ziua a 7. Așadar, se pare că data de 15-a primei luni este întotdeauna un șabat al zilei a 7. Date specifice lunare stabilite. Apoi, câteva versete mai târziu, Leviticul 23 cu 34 identifică că sărbătoarea corturilor de 7 zile de toamnă Sucot începe. Uh, cu un sabat în ziua uh, a 15 numărată de la lună 9. Versetul 3 ne spune că șabatul de ziua 7 este întotdeauna o adunare sfântă, un eveniment al adunării, o repetiție. Versetul 4 identifică faptul că adunările sfinte vor fi proclamate la anotimpurile lor. H. 4150 de anumite date lunare stabilite conform sanelor 104 cu 19. Ca rezultat, șabatele din ziua a sunt date specifice stabilite de lună și sunt întotdeauna numărate de la lună nouă. Filon stabilește că șabatul săptămânal evidențiază aceste două sărbători în data de 15 a lunilor lor la șase luni una de alta în fiecare an. Acesta este o dovadă că șabatele sunt numărate conform calendarului lunar, deoarece nu există nicio posibilitate ca ciclul săptămânal continuu modern, cu ritmul său de a șaptea zi, să poată începe aceste două festivaluri pe data de 15, atât în luna întâi cât și în cea de a șaptea luna a fiecărui an. Acest lucru funcționează numai în parametrii unei luni lunare și a numărului acestea la fiecare dintre cele patru șabate și nu cu calendarul gregorian cu ciclul săptămânal continuu. O cheia temporală pentru deblocarea acestui mister calendaristic modern poate fi găsită în detaliile care leagă sărbătoarea de primăvară a zimilor cu sărbătoarea corturilor de toamnă. Măsurarea timpului va fi de uh, la 15 <coughs> abib respectiv 14, la 15 etanim, deoarece acestea sunt date specifice stabilirii lunare definite în Leviticul 23 pentru sărbătorile de început și de sfârșit care încep în a doua zi a șaptea de șabat din lunile lunare respective. Aceste sărbători sacri stabilite, așa cum sunt prezentate în Exod 12 și Levitic 23, sunt de mare importanță pentru slujbele din sanctuar, templu, așa cum le-a dat Tatăl Etern poporului evreu pe vremea lui Moșe. Tipurile și umbrele templului lui Israel erau o realitate virtuală, o afișare vizuală și o pre -ă, reprezentare dramatică vie pe pământ a planului divin de mântuire. Adevărata realitate profetică centrată pe timp urma să fie elaborată în curțile cerurilor de sus de către Mesia cel promis pentru o restaurare deplină și completă a omenirii înapoi la Tatăl. Planul profetic al mântuirii, acest plan profetic al răscumpărării, așa cum este subliniat în slujbele sacre ale templului de acum 3500 de ani, nu a încetat să delimiteze cu exactitate calea slujirii lui Așua Mașia, atât ca miel, cât și ca preot trecut prezent și viitor. Această cale este realizată doar prin păstrarea acestor zile de sărbătoare stabilite de Iahua. David a spus, calea către tatăl, calea ta, este în sanctuar. Mașia a declarat calea peste 500 de ani mai târziu. Eu sunt calea adevărul și viața, nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Ioan Revelatorul a declarat cum cei puși deoparte vor rămâne pe această cale. Aceștia sunt cei care urmează mielului oriunde merge el. Calendarul ceres sacru al lui Yahua a fost înființat la creație pentru a stăpâni suprem în ceruri pentru semne numiri sacre zile și ani. Numai acest adevărat calendar alcătuit din aranjarea corectă a lunii ca lună nouă care marchează constelațiile noaptea, șabatul lunar și șapte zile de sărbătoare sunt cele promovate și onorate și armonizate adunările de închinare în cadrul slujbelor templului. Numai acest model de calendar îi va uni pe pământeni într-o închinare sincronizată către creatorul lor în zilele sale veșnice, puse deoparte chiar în scaunul puterii sale. Sărbătoarea de primăvară a zimilor a avut prima sa împlinire simbolică când boabele au fost recoltate pentru ca noi să avem pâinea vieții în timp ce Mesia zicea în mormânt ca prima recoltă a pământului după răstignirea sa. Sărbătoarea corturilor de toamnă marchează sfârșitul procesului de ispășire al răscumpărării și își va avea împlinirea simbolică la marea și minunata întoarcerea salvatorului nostru a doua sa venire. Aceste zile de sărbătoare sacre și separate dețin cronologia și ordinea altfel secretă care dezvăluie într-un mod cât se poate de surprinzător și amănunțit natura, aspectul și planul răscumpărării, dar mai departe modul în care calendarul Creatorului funcționează cu precizie și adevăr. Scopul provocării calendarului de la Pesach la Corturi Folosim modelul zilei sărbătorii din Levitic 23. Scopul acestei provocări calendaristice este de a descoperi dacă calendarul gregorian modern cu ciclul său săptămânal continuu și sabbatul de sâmbătă este același calendar folosit de Tatăl nostru iubitor încă din zorii creației. Se va stabili dacă rămâne în armonie cu modelul scriptural care nu se schimbă de la început până la sfârșit. Poate calendarul modern să reziste a acestui test al timpului și să dea mărturie despre adevăr? Va îndeplini lista scripturală de criterii pentru a localiza cu exactitate zilele de sărbătoare sacre sau va fi uh, scurt expunându-se a fi nimeni altul decât o invenție artificială și plină de spirit a omului? Ar trebui să se demonstreze că calendarul gregorian roman modern nu se potrivește criteriilor scripturale atunci când întrebarea care rămâne ar fi dacă există un model de calendar care să se potrivească și de ce ar putea conta. Lista de comunități centrate pe timp, această provocare calendaristică este generată din detaliile de cronometrare date în Exodul 12, Levitic 23, Ezechiel 46, de la 1 la 3 și Isaia 66 cu 23. Atât sărbătoarea de primăvară a cât și sărbătoarea cortelor de toamnă au următoarele trăsături neclintite și distinctive. Levitic 23 și Exodul 12, de la 1 la 3. Ambele sărbători sunt socotite folosind același sistem de calendar. De fiecare dată când termenul lună este folosit în scriptură, înseamnă lună lunară sau ziua lunii noi. Ambele sărbători sunt oficiate anual, Leviticul 23 cu 6, 39, 41. Există o 77 de zile între 15 a Biblu și 15 tișrii luna 7. -a. În fiecare an, solii lunii stelar obișnuit. Deși de 7 ori în 19 ani există o lună a 13-a inserată, aceasta nu va afecta niciodată numărul de zile dintre prima și a șaptea lună. 6 luni lunare scripturale sunt egale cu 177 de zile. 3 dintre aceste luni au 30 de zile și 3 luni au 29 de zile. Există exact 6 luni lunare între aceste două zile de sărbătoare de la primăvară până la toamnă. Leviticul 23 cu 5, 6 și 34. Atât sărbătoarea zimilor cât și sărbătoarea corturilor sunt simultan legate atât de datele lunii calculate de la luna 9 ca lună 9 autentică, cât și de ziua săptămânii. Dacă se dovedește că calendarul gregorian este adevăratul calendar al creației, al exodului și al crucificării lui Mesia, atunci numărarea până la sărbătoarea corturilor de toamnă se va potrivi în mod natural tuturor criteriilor detaliate în scriptură, așa cum sunt enumerate mai sus. Regul de autentificare. Pentru a dovedi în mod substanțial că calendarul gregorian este în armonie cu scriptura, următorii factori trebuie să apară constant de la an la an acest uh, test trebuie să arate că atât 15 aprilie cât și 15 octombrie sunt uh, atât în mod constant cât și uh, perpetu sâmbătă dacă într-adevăr ciclul săptămânal continuu este modelul scripturare al adevăratului model de măsurare a timpului creatorului astfel trebuie să poată fi conectat ciclul săptămânal continuu începând în prima zi următoarea uh, sâmbătă 15 aprilie și trebuie să se încheie simultan atât în ziua de sâmbătă a șaptea zi a săptămânii grigoriene romane cât și în 15 octombrie a lunii. Dar dacă acest criteriu nu reușește să fie produs, atunci acest scurs studiu este o dovadă definitivă că ciclul săptămânal continu al calendarului Gregorian nu este în armonie cu scriptura până la urmă. Întrucât există întotdeauna 177 de zile între sărbătorile scripturale de primăvară și de toamnă, atunci ar trebui să fie o sacină simplă să conectăm în mod constant aceste două sărbători, petiții sacre de sărbătoare, folosind ciclul săptămânal continuu. Căci eu sunt Iahua, nu schimb. În concluzie, Dovezile pentru adevăratul calendar și adevăratul șabat al zilei a șaptea au fost atât păstrate cât și perpetue în unitățile de timp desemnate de zilele de sărbătoare sfinte. Dovezile copleșitoare indică faptul că fiecare dintre zilele sacre cadoși se încadrează în aceeași secvență exact în zilele săptămânii și în aceeași dată a fiecărei luni, an după an de pe vremea lui Moșe și a ieșirii. Acest lucru se poate întâmpla numai atunci când uh, fiecare lună se reîmprospătează cu luna nouă care repurnește atât numărul săptămânilor cât și numărul zilelor. În plus, dovezile arată că șabatul de ziua șaptea uh, cade la aceeași dată exacte ale fiecărei luni lunare în fiecare an de la creație. Această mare pierdere a adevărului a fost gândită în mod inteligent de către conducătorul întunericului și rezolvată de conducătorii ahudimi evrei vinovați și motivați împreună cu puterile romane de o perioadă de 254 de ani. La sinodul de la Nicea din anul 324, ciclul săptămânal continuu a fost legiferat permanent asupra întregului Imperiu Roman, inclusiv a captivului Israel și este un semn până astăzi al internării sale continue împreună cu întreaga lume. Frauda de calendar la acest nivel poate fi cea mai mare înșelăciune și mușamalizare a conspirației care a avut loc vreodată pe pământ. În tot acest uh, timp, adevărul a fost vizibil oricărui suflet viu uh, dacă ar privi în sus și ar învăța. Dar majoritatea, la fel ca în zilele lui Noah, uh, vor rămâne orb prin alegere, mai ales din cauza presiunii de a se conforma bisericii sau sinagogilor și instituțiilor rebele ale omenirii. Adevărul timpului este dezvăluit în luminile cerului, indiferent dacă cineva ia în seamă sau nu. Dar toate lucrurile care sunt expuse sunt arătate prin lumină, căci tot ceea ce se arată este lumină. Orice dar bun și orice dar desăvârșit este de sus și se coboară de la tată luminilor în care nu există nicio variație sau umbră de întoarcere. S-a bazat tatăl nostru etern pe romani pentru a face un calendar solar cu un ciclu de șapte zile, astfel încât el să poată avea un șabat în ziua a șaptea? Nu. După cum dovezile declară că este imposibil. Sau a instituit el la creație în urmă cu șase mii de ani un model perfect de măsurare a timpului care a incorporat armonia în trei părți a soarelui lunii și stelelor cu lumina strălucitoare a lunii noi ca actor principal? Dovezile sugerează că acest lucru este adevărat, chiar dacă este foarte nepopular. Poporul meu este distrus din lipsă de cunoștințe, pentru că ați respins cunoașterea și eu vă voi lepăda de la a fi preoți pentru mine, pentru că ai uitat Tora Eloahului tău și o voi uita pe copiii tăi. Căci aici este șalom, pacea, țadicului, dreptății. Iată cei care păzesc poruncile lui Iahua și au mărturia lui Iașua. Nu este evident că adevăratul calendar al Creatorului nu a fost niciodată alcătuit din cicluri săptămânale continue care sunt complet deconectate de la soare, lună și stele? Căci dacă ar fi fost aceste întrebări simple, ar fi clarificat faptul că ciclul săptămânal continuu este și astăzi același ciclu ca la creație, dar în schimb tocmai a fost demonstrat contrariul. Testul de calificare al calendarului gregorian roman modern ca calendar rânduit divin al scripturii a ratat complet obiectivul. Nu a fost în măsură să îndeplinească cele două criterii necesare cerute să apară în mod constant atât sâmbăta cât și 15-a lunii. Până când nu se va desluși că întregul calendar gregorian este un impostor, nu va fi posibil să înțelegem pe deplin că toți au fost păcăliți, cu toții am crezut minciuna că căutând să păstrăm sacre fie vineri, sâmbătă sau duminică, nu am păstrat pe cel al Creatorului adevărat și sacru șabat. Pentru că fiecare dintre acestea aderă la același ciclu săptămânal fraudulos, niciunul dintre ele nu poate îndeplini criteriile scripturii. Calendarul gregorian nu este sincronizat la niciun nivel cu desemnările de timp, așa cum sunt stipulate în scriptură, cum ar fi ziua de anul nou, ziua de lună nouă, cele patru săptămâni de ciclis, cele patru șabate lunare și toate zilele de sărbătoare anuale separate. După cum s-a demonstrat, aceasta este o dovadă solidă că calendarul gregorian nu poate menține armonia cu cerințele scripturale ale calendarului ebraic nici măcar șase luni și cu siguranță nu de la vremea creației.